Salutare toată lumea și bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Samre. Spre mă, n-am mai postat zilele astea, adică ziua, adică nu știu de când am mai postat puii mei. Băi, sper să nu-mi bâzie microfonul, frate, pentru că nu știu de ce mi se dă microfonul în blană singur, fără nici... Deci nu fac nimic, mi se dă microfonul în blană singur, nu știu ce are. Sper să nu bâzie. Te rog, nu bâzie. Ok, s-a băgat update cu misiuni. Respect frate lui Bobo și lui cine a mai făcut, e bine, nu Bobo l-a făcut, mă rog, nu contează. Respect cine a făcut update-ul ăsta, eu n-am făcut nicio... E lag pe server, am înțeles. Sau e lag de la mine? Nu știu. Da, deci s-a băgat update-ul cu misiunile, este în toți bucuroși, respect frate. Zic așa, mă laud și eu că am PC bun frate. Mă laud jos, băi, se aude tare, frate, mașina. Sper să nu se audă tare și pe filmare. Zispex. I5 4690K X970 16 GB RAM. Mă laud aici și eu. Da. Hai să mergem la Rider. La domnul Rider. Unde-i Riderul? Nici nu mi-l arată aici, frate. Dar nu contează, merem la el, așa. No, m-am bușit. Ok, never mind. Nu ne reparăm mașina, că nu cred că am nevoie de mașina asta. Nu cred că am nevoie de mașina asta la misiune, frate. Da, e ok. Nu știu, sper să n-am nevoie de ea. Adică dacă am nevoie de ea întreagă, asta e, se mai întâmplă și nenorociri de astea. Uai, de ce am frame drop-uri? Cu modurile astea, frate. Frate meu, am... Era să zic că am moduri cu frame drop-urile astea. Da, deci modurile astea sunt ale lui James, low medium PC, adică voi nu vedeți, dar eu am acum vreo 200 de FPS-uri cu ele și eu normal cu modurile normale care le aveam înainte aveam vreo 120-130, deci sunt moduri ok, au și NB, deci ăsta e fără NB, ăsta e cu NB, eu joc cu NB că super șmechere. Da, mergem la Rider, la râul ăla, de fapt nu știu dacă vine neapărat de la Rider, facem și noi misiuni, sper să vă placă, bă, am setările de live cu aia, nu cred că am setările de live, stai să văd. Nu, n-am stele. Am crezut că am stele de live, m-am căcat pe mine. Te rog, nu da crash. Mersi. Am crezut că... Stai, o secundă. Ok, am crezut chiar să dat microfonul tare. Sper să nu se dea microfonul tare. Că mai face prostii de astea și se dă în blană. Stai un pic să pun OBS-ul pe al doilea monitor. Mai încoace, să fiu sigur că văd dacă se dă tare microfonul. Să nu fie ear rape tot episodul. Adică nu vreau să fie ear rape tot episodul. După aia să vă faceți cruce și să-mi dați un subscribe. Da, am văzut că am făcut vreo 10 abonați în 2 zile. Mersi! Da, mă rog. Dacă, măcar dacă vă abonați, fiți activi, frate meu. Aici trebuie să fie undeva. Nu! Nu te răsturna, te rog. Ok, mersi. Da, deci începe școala imediat. Imediat în 13, stai 3 cu 15 zile. 16, cred că. Cred că 16, 15, 16 zile. Abar n-am în cât timp începe. Pentru că... Mamă, da, au fost mai mulți prioriți. Acum e 21, la ora 21, adică, mă rog, la ora 9 seara, aproape 10 chiar. Înainte erau vreo 300, acum sunt 500 de playeri, astăzi au fost aproape 700, frate, crește buzonul după update-uri. Respect, frate. Băi, într-un fel îmi pare bine, oricum eu jucam pe Bizon și dacă era în 100 de playeri, frate, pentru că Bizon până acum e aproape singurul server care... Adică el și Bughead-ul, frate, pe Bughead am jucat de plăcere și pe Bizon iară joc de plăcere, frate, da. Parcă pe Bizon joc așa de o plăcere de aia care... Nu știu, adică, uite, și update-ul cu misiuni. Mă, zi, mă, unde vezi, mă, tu așa ceva, frate? Ia, zi tu ăsta care... Unde vezi, mă, tu așa ceva, frate? Ia, uite ce aici, mâncare. Uai, câte mașini sunt aici, ești nebun, fac ăștia din tot trac aici la raport, frate. Bă, uite că aici am și eu lag, frate, ești nebun. Am și un pic de lag. Ok, hai să vedem aici. Rider, fă! Salutare, omule, ai auzit că vrei să faci niște bani ușor? Y, frate meu. Uite, este ceva ce poți să faci pentru mine, dar s-ar putea să ai probleme cu poliția. Ai fi de acord? Sigur, frate meu. Bun. Ai mai lăsat așa niște întuleiale și urmează ruta. Bine, frate meu. Nici o problemă. Da, m-a băgat. Respect, frate. Nu știu aici arme. A, și poți să trei de mai multe ori prin ele. Păi stai că trei de mai multe ori ca să iau... Să am pistoale ca lumea, frate. Ac, mai trec o dată. Încă o dată ca să... Bă, da, nu mai pica, frate. Stai că pic de pe platformă, nu știu de ce. Treci, frate meu, să iau gloanțe ca lumea. Gata, frate, am aici la arme. Ok, deci cred că o să ne împușcăm. Ai grijă în area 69, venit în penaliște poliției, trebuie să elimini, găsești și găsești... Ok.
Ok, frate, nu e nicio problemă, se rezolvă. Deci o să fac multe misiuni, frate, vă promit, o să filmez fiecare misiune pe care o fac, deci vă promit. Ai grijă așa. Ah, ce trebuie să iau, mă gândesc, trebuie. Ia uite-și pe ăla. Se preface că trage acolo, ce face? Ok, aici noi aici am un vâs, fie mai departe. Hai, frate meu, să mergem, să vedem ce e aici. Ce se întâmplă? Stați, cred că îmi dă puncte de alea de misiune dacă o termin. Cred, nu știu. Am văzut pe alții care au și 17 puncte de misiune sau 15, nu mai știu cât avea unul pe live aseară. Ceea ce e super, super, super tare. Dar ce să zic, frate, sper să faceți. Noi am stat pe slip, am rupt slip, acum știu, frate. Înainte aveam 30 diferență între paid-uri și ore jucate, acum am aproape 100. Da, am stat pe slip și o să mai stau pe slip. Pentru că vreau să fac și o level mai mare, frate, pentru că am stat în level 20 deja de o lună și un pic. Vreau să fac și o level 30, frate, de aia mai stau pe sleep. Adică am rupt sleep-ul, nu că am stat pe sleep. Nu contează, frate. Se mai întâmplă și de astea. Ce să faci, n-ai ce să-i faci? Cu Ionel tu tot te caci. What the fuck? Da, modurile astea cam îți fut din placa video, adică dacă ai placa video slabă, nu trebuie să le bagi neapărat. Da, am 60% din placa video și eu n-am placa video de aia paletă direct, adică e destul de ok placa video, știi? Deci dacă aveți un PC mai slăbus, nu știu dacă v-ar merge foarte bine. Ok, deci trebuie să aterizez acolo, să înțeleg, nu? Bine, mă gândesc că ne pe ceurile alea stizii de bătut, știi? Stai și o să opresc elicopterul, frate meu. Engine. Ai oprit. Luăm. Asta e M4, cred că. Da. Haide, frate meu. Ia uite, ăla e NPC de acolo. Ce face la... Bă. Ce se întâmplă? Bă. Bă. Trebuie să văd 10 și cât aveam înainte? 14, ok, pot să țin armele în aer. Frate meu. Mori, mă. Așa. Zbuguit, că o zis cineva că... Da. Opas, da. Hai să nu mă moare, frate, că vreau să iau misiunea asta de să mă fac de căcat pe live. Pe live, domne. Ce vrei să te distrugă asta? Ce trebuie? A, trebuie să găsesc calea. Bă, mi-e frică să mă și duc, frate. Mi-e frică să mă și duc, frate, că mă moară ăștia pe aici, mă propădesc buții. Aici. Ia uite-l. Bă, frate meu, mori. Mori, mori. Atât. Bine, nici nu prea trag ăștia, adică trag destul de slab în tine, știi? Scripter proști plătiți pe bani mulți, m-a marcat. Ia, ce e aici? De ce nu pot să alerg în clădire, frate? Man, eu vreau să alerg, mă. Ale. N-au mă, ziceau ăștia, frate, că dau fail la misiune. N-au mă, și zici să dai fail, frate meu. Nu dai fail la misiune, frate. Ăștia, adică bine, mă bătu că nu știam ce dracu se întâmpla cu ei, știi? Ah, mă. Cred că acolo unde mi arată la pe mapă trebuie să ajung. Nu știu de ce am impresia asta, frate. Deci nu știu de ce am impresia. Detectorul pentru jetpack. Ah, trebuie detectorul pentru jetpack. Aia, mă întorceam. Mamă, deci mă învârteam în cerate. Deci nu-mi vine să cred. Sunt foarte, foarte, foarte bun, frate. Da, modurile astea sunt super șmechere. Asta lui James. Căutați pe net. James. Moduri low medium PK. Și le găsi. Uite-le, uite-le. Frate, frate, ce se întâmplă? Bă, bă, bă! Aoleu. Nu, frate, nu vreau aici, că nu cred că e aici. Bă, am mai pasă. Ma. Să moară GP-ul, așa. Sori, mă! Așa, așa. Hai că e bună. Ce tu ești, frate meu, acolo? Ce ți-e? Coaie, mă omoară buții de la misiune și părăs. Ah, ia uite, mă.
Și făcu nenică, nenică, nenică. Bă, eu m-am întors în cer, frate meu. Hai, bă, serios, frate. No, du-te, bă, de aici, că nu te, eu nu te cred, frate. Ia, mai e unul aici. Ba, nu, mi s-a părut că e un bot aici, frate. Hai, mă, pe pune trebuie. Ia, detectorul pentru jetpack. Pe și aici? Uite harta, ești prost? Bă. Aici oare? Nu cred că mă. Cred că trebuie să mă duc la albastru, frate, de pe hartă. Asta am eu. Bă, e coaie. Coaie, asta e prost, nu? Ăla zice English. Frate meu, unde trebuia să iau și o deagle să le o dau? Nici nu o dat deagle, frate. Nu-i bine, mă. Unde trebuia, frate, să o iau? Băi, frate, bă, mâncava-și voi pe aia cu ăsta, mâncava-și, frate, pe aia care a făcut update-ul cu misiune. Păi, pe unde trebuie să mă duc, frate? Scarpină, coi, eu drecu. Băi, stai așa. Use drugs, cocaine. Și a să fiu și-o drecu full. Use drugs. Use drugs, marijuana. Așa, să fiu și-o drecu full. Așa, frate, o fim și noi full. Da, deci la mine în camera acum e super, super cald, adică e gen așa de cald încât... Na, e foarte cald, practic. Pentru că eu când filmez trebuie să țin ușa închisă. Și ținând ușa închisă, cum clima e pe hol, se face foarte cald. Mamă, dar la... A, nu mă mut, frate, la casă. Nu știu, o să... Bija ai mei acasă, casă sau un teren, ceva, și o să fac o casă, frate. Mamă, și ne mutăm la casă, frate. Hai că merg pe aici, poate găsesc ceva. Și îmi iau PC-ul acolo, frate. Facem de acolo live-uri, chestii. Uite, bă, cred că am ajuns bine pe aici. Cred că pe aici trebuia să o și iau, frate. Sau? Nu trebuia pe aici. Bă, sau? Dar aici am omorât eu pe ăsta, deja am fost pe aici. Opa, ce avem noi aici? Și așa nu se pot deschise, nu? Nu se pot deschise, what the fuck? Nu se pot deschide. Dar uite, pot să merg tot înainte. Sau? Nu pot să merg tot înainte. E, aia? Da, du-te, bă, frate, bă. Ia, uite pe aici, în dreapta. Poate găsești o jetpack-ul ăla. Ia, uite-l. Ia. Ce am găsit aici, frate? Frate! Frate, memoria. Oho! Perfect, ai luat detectorul. Acum ascultă-i sunete și privește pe ea, dar atunci ne vede sunete. Stai. Cum am putut, mă? Perfect, ai detectorul. Păi, cum uit? A, uite la roșu, mă. Da, dar acum trebuie să și ies de aici, frate. Am luat ăla, uite, pe aici. Deci apare, cred că trebuie să mă duc pe hartă, frate. Și găsesc jetpack-ul ăla, fute-i jetpack-ul, drec. N-au avut și ăștia idei mai ca lumea, frate, decât să te chinui să găsești un pișa de jetpack, frate. Foarte tare, foarte tare. Băi, oricum, e genii unic sistemul, adică tot respectul, frate, dar... Deci așa, așa. Unde punem urc? Ah, lol, nu mai găseam unde să mă urc, drec. Pe aici? Yep. Hai să ieșim, frate, afară. Mergem în lăsă acolo la ăla. Da. Gata, frate. Hai că suntem și noi pe respect, engine. Și mergem acum spre LS. Da, dacă mai aveți episoade cu misiuni, adică în fiecare episod o să fac câte o misiune, frate. Băi, eu sper să vă placă, adică eu sper, frate, și sper să se bage, bă, ăștia de la Bizon, frate, Bobo și ăștia, frate, băgați, frate, mai multe update-uri, că
Că eu le respect, frate, chiar le ador update-urile, n-am ce să zic, frate. Chiar îs bestiale update-urile, frate, și toată ziua m-aș juca pe update-urile astea, bă. Adică, na. Ui, mei, frate, mi-a stat un pic să fac și ceva aici. Așa. Toată ziua m-aș juca, frate meu. Gen, pe update-urile astea, frate. Toată ziua ziulica. Ok. Da, e foarte cald la mine în cameră, n-am ce să fac, deci chiar n-am ce să fac. Adică bine, voi nu simțiți, dar eu simt în puii mei. Mamă, de-abia aștept, frate, deschid geamul sau, nu știu, fac ceva. Cred că o să deschid geamul, dar totuși se face cald, frate. Și mie nu mi-e așa de cald încât văd că se încălzește PC-ul, frate, și mie nu-mi place să văd temperaturi mari la procesor și la placa video, frate. Și nu de alta, bă, da. Că mie, eu pot să rezist, frate, și în situații extreme, dar PC-ul nu poate exista, nu poate. Adică având în vedere că procesorul meu are 64 de grade în SAMP, nu, adică e destul de nenormal având în vedere că e în 30% load, știi? Bine. Ce să-i fac? N-am ce să-i fac, având în vedere că sunt 30 de grade la mine în cameră, ce să-i fac? Ce mai trebuie să-mi luat? Ăla? Și cum dracu mă duc eu jos? Engine, nu, te duc apă, e rep. Da, mă sun apă, aia e, frate. Se mai întâmplă și de astea. Urcă, te îmbarcă, frate. Nu vrea nici... Ah. Ok, ia, lăgem și acum. Ia. Yeah. Trebuie să mergem pe acolo. Uite, era acolo, mă. Sau? Ce mai aici? Nu e aici, mă, ești aproape... A, înoată sub apă. A. Uai, să mor tu ca moduri de-alea de nu poți să nu-s pe sub apă, frate. Uai, nu cred am moduri de nu poți să nu-s pe sub apă. Ciaaai! Să-mi bag! Ia! Frate, nu pot să nu pe sub apă, mă! Uite, mă, frate, m-a dat la suprafață, mă! Chiar trebuie sub apă, frate? Ți-i clar! Bă! Ba, mă, uite că pot, dar foarte greu. Băi, trebuie să fie aici deja. Ua! Misiu! E clar. Da, pa, pula mea, frate. Trebuie să intru cu moduri care pot... Care, dracu, pot să înot ca lumea. Cred că e de la FPS Unlocker, deci dacă el zice o să scot FPS Unlocker-ul. Fratelor, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!